zilele trecute am fost în vizită la o familie ceva mai în vârstă, care are în sufragerie o bibliotecă. Știți, una dintre cele biblioteci vechi, care la ora asta nu se mai găsesc prea des de cumpărat. Ba chiar de cumpărat ca suport material, ca rafturi. Ba chiar se spune că pentru a avea o bibliotecă astăzi trebuie să o comanzi, să o faci pe comandă, magazinele nu prea ți-o mai oferă. Dar nu asta e problema. Problema este că m-am uitat cu deosebită nostalgie la cărțile vechi și m-am gândit, hai să vedem care dintre ele nu ar mai fi reeditat astăzi sub nicio formă. Și sigur am găsit volume de Marx, de Lenin, dar și România pitorescă de Alexandru Blahuță. România pitorescă este un omagiu literar adus frumuseților naturale și istoriei României. O carte scrisă la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, după ce Blahuță a făcut o lungă călătorie prin țara românescă. Nu cred că există pagini mai frumoase despre țara în care trăim. Numai că această carte nu cred că o mai putem găsi în librăriile din ziua de astăzi. Am luat-o cu împrumut de la gazdele mele, am citit câteva pagini și am citit de câteva ori finalul. Plăcut să spune că avem o țară extrem de frumoasă, cea mai frumoasă pentru care s-a vărsat sânge și pe care o vom iubi întotdeauna. Am citit și recitit acest final și m-am întrebat dacă acum 100 și ceva de ani Vlahuță a avut sau nu dreptate. Nu știu.